România dispune de rețele de internet în bandă largă superioare, dar țara noastră are cel mai mic procent de utilizatori de internet în mod regulat din Uniunea Europeană, cu un procent de 52% față de 76% în UE. Printre altele, 32% din populație nu a utilizat niciodată internetul. Potrivit raportului de țară publicat de Comisia Europeană în martie 2016, mai puțin de jumătate din forța de muncă din România posedă abilități digitale suficiente, acest aspect putând deveni un obstacol major în calea dezvoltării economice, relevă Ager Press. Totodată, țara noastră se situează pe locul 28 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, având cel mai slab indice al economiei și societății digitale, conform raportului DESI 2016.